loc de dialog. Argumentul contează. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Loc de Dialog. De la microfon vă salută Cristina Popescu, de la pupitrul regizoral Galina Madan. Ne puteți urmări, dar și vedea și pe pagina oficială trm.md, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. 6 deputați ai Partidului Democrat din Moldova au părăsit rândurile partidului, dar și cele ale fracțiunii democraților din Parlament. Anunțul a fost făcut de deputatul Andrean Candu în cadrul unui briefing de presă, împreună cu cei 5 colegi. Decizia de a părăsi Partidul Democrat a survenit în urma unor disensiuni apărute în interiorul formațiunii. Andrean Candu a acuzat conducerea PDM de colaborarea cu PSRM și a anunțat că cei 6 deputați vor crea un grup parlamentar. Totodată, Partidul Democrat, dar și Partidul Socialiștilor, neagă că ar fi discutat la întrevederea de luni seara de la Parlament o eventuală formare a unei coaliții de guvernare. De cealaltă parte, Partidul Democrat, deputații Partidului Democrat, cei ai PAS-ului, dar și cei ai PPDA-ului, au pregătesc textul, de fapt, a unei declarații de irreversibilitate a cursului european, care, potrivit deputaților din blocul acum, ar putea, după întrevederea de luni, ar putea să nu mai fie semnat acest document, dar discutăm astăzi și vedem despre aceste subiecte și aflăm ce se întâmplă în Parlament. Va fi sau nu creată totuși o coaliție de guvernare dintre PD-PSRM, dintre PD, blocul acum, de ce nu? Toate acestea le discutăm în această seară cu deputații. Le vom afla din prima sursă, de la deputatul PDM Nicolae Ciubuc, de la deputatul PAS Igor Grosu și de la vicepreședintele Parlamentului, dar și deputatul PPD Alexandru Slusar. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Tot la acest subiect vom discuta și cu prin telefon cu deputatul PSRM Grigore Novac, care inițial trebuia să vină aici în studio, după care a plecat la o altă televiziune. Tot prin telefon vom discuta, vom încerca să ne includem și să discutăm și cu analistul politic Anatol Țăranu, dar le vom lua pe rând. Înainte de toate, stimați deputați, știu că subiectul este fierbinte și nu doar acesta, dar și alte subiecte sunt fierbinți. Vreau să vă rog să discutăm calm, pe rând, argumentat, fără să monopolizăm dialogul. Așadar, înainte să trecem la discuție, vreau să ascultăm declarațiile pe care le-a făcut deputatul PD, cum să-i mai spun, Andrean Candu. Sunt multe disensiuni în Partidul Democrat. Este astăzi Partidul Democrat în opoziție sau este la guvernare? Este și mai grav că nici conducerea partidului nu ne spune astăzi clar unde se află formațiunea. Vedem că actuala conducere a partidului preferă crearea unei platforme, a unei coaliții de guvernare cu socialiștii, fără a purta măcar o discuție cu celelalte forțe din legislativ, fără ca să dăm șanse unor înțelegeri mai largi pentru a identifica și alte posibile alianțe. În loc să recunoască și să-și asume negocierile pe care le au, colegii se întâlnesc pe la spate, în ședințe secrete cu cei din Partidul Socialiștilor, cu premierul Chicu și cu președintele Dodon. Și ne spun că au viziuni și preocupări comune. Noi am decis să părăsim fracțiunea Partidului Democrat și să formăm un alt grup parlamentar. Așadar, domnilor deputați, acum domnul Ciubuc este rândul dumneavoastră ca să și voi începe cu dumneavoastră. Au fost făcute declarații publice. Am ascultat ce a spus Andrean Candu împreună cu cei 5 colegi care au părăsit formațiunea, dar și fracțiunea. Vreau să știe și radioascultătorilor. În repetate rânduri, tot aici în studio a fost și domnul Pavel Filip, care am adresat această întrebare despre unele disensiuni din cadrul partidului. Nu s-a recunoscut acest lucru, nu s-a menționat, deci cumva s-a încercat să se spună altfel, că este totul bine. De fapt, sunt păreri diferite, dar până la urmă se ajunge la un numitor comun. Vreau să ne spuneți ce s-a întâmplat totuși. De ce cei 6 au părăsit rândul formațiunii? Părerea lor am auzit-o, părerea celor care au rămas în PDM. Am luat act astăzi de decizia celor 6 colegi deputați care au părăsit fracțiunea astăzi. Desigur, pot să spun că a fost cumva o decizie previzibilă a lor. Noi ne așteptam la astfel de măsuri, reieșind din ultimele
activități care s-au întâmplat pe scena politică, disensiuni, declarații care au fost făcute în ultimele zile. Și acestea cumva ne duc departe de la gândul că totuși la mijloc sunt anumite divergențe în comunicarea pe interior. Mai degrabă, și n-aș vrea de fapt să cred că acestea sunt legate de alt factori. Eu cred că noi în următoarea perioadă o să venim cu mai multe detalii vis-a-vis de acest subiect. Această plecare, cum spuneam, este partea unui scenariu care la moment se pune în aplicare. Scenariul de cine este făcut? Eu chiar astăzi am făcut și o postare pe Facebook. Totuși consider că sunt și factori externi, așa numită diasporă, care pune accentul și încearcă să influențeze procesele în Partidul Democrat. Văzând că totuși Partidul Democrat se reformează, sâmbătă am făcut Consiliul Național Politic, unde au fost luate mai multe decizii importante, inclusiv numirea noilor vicepreședinți, aprobarea unei noi strategii de reformare. Și acest lucru cumva a creat premize de nemulțumire, fiindcă până atunci toți colegii erau ok, toți au votat căderea guvernului Maia Sandu, toți au participat la diferite etape la discuții cu socialiștii, la diferite etape ne-am expus și chiar până sâmbătă colegii din acei care au părăsit din acești șase au fost din acei care erau adepții așa puternici a creierii unei alianțe pe PSRM cu Partidul Democrat. Și brusc, după ziua de sâmbătă, acest lucru s-a schimbat. Eu undeva înțeleg frustrările, fiindcă anterior 4 din acești 6 au fost vicepreședința partidului. Cumva au sperat probabil că vor fi în continuare realeși. Nu a fost decizia președintelui sau a mea sau unui grup îngust, a fost decizia Consiliului Național Politic, organ reprezentativ și decisiv în cazul luării deciziilor de acest fel. De aceea toate lucrurile luate împreună, dar și postările, și eu chiar vă sugerez tuturor ascultătorilor, colegilor, să facă o analiză așa, nu prin prisma declarațiilor care au fost făcute astăzi de Adrian Candu, care nici pe departe nu corespund realității, dar să vadă pur și simplu postările dânsului pe Facebook din ultima o lună sau două luni. Unde a fost, cu cine s-a întâlnit, inclusiv fotografiile cu așa numitul Rothschild prin Israel, postările făcute prin teritoriu, în cadrul câtorva organizații care, de fapt, reprezintă acești colegi care au fost alături de dumnealui. Adică acest lucru mă duce la ideea că acest scenariu a fost de timp pregătit și începând cu ziua de astăzi este pus în aplicare. Eu nu cred că este cea mai deranjantă și dezavantajoasă decizie luată de ei. Eu o consider cumva pe alocuri în favoarea Partidului Democrat. În continuare, noi vom fi o echipă puternică, unitară, pentru că avem toate capacitățile și regretăm, desigur, decizia din 30 de mandate, Partidul Democrat rămâne cu 23 de mandate. Din 29? Din 29 cu 23 de mandate, exact. Oricum, rămânem în continuare a doua cea mai mare fracțiune din Parlamentul Republicii Moldova. Vreau să vă întreb. Nu știu, Adrian Candu spunea că mai sunt colegi indeciși care ar dori să plece din cadrul formațiunii. Eu am citit, am auzit această declarație. Dumnezeu a făcut declarații în cadrul unei emisiuni. Chiar m-a surprins. Și în zilele următoare vor mai fi alți colegi care îi va urma păsul. Sunt declarații, eu cred că manipulatoare, de destructive, care absolut nu au nicio esență. Fiindcă vă spun, uitați-vă la postările pe Facebook și o să vedeți cine la ziua de astăzi reprezintă grupul Adrian Candu. Noi condamnăm și vom condamna în continuare astfel de acțiuni care practic sunt jalnici. Eu cred că situația asta de victimizare și de găsirea diferitor pretexte nu le face față. Ori haideți să ne amintim cu toții cum anterior, până la plecarea Partidului Democrat, să luau decizii din partid și domnul Adrian Candu, știi, perfect, sau același Sergiu Sârbu, care dacă nu mai are dânsul acces la tribună și la promovarea diferitor inițiative, regretabil. Pot să înțeleg, eu nu știu, alți colegi, cei din teritoriu, spre exemplu, care s-au aliat cu dânși, care chiar nu înțeleg atitudinea, fiindcă sunt pentru prima dată în Parlament, lipsă de experiență, nu înțeleg ce nu-i aranjează în echipa Partidului Democrat, decât, vă spun, îs interese din afara partidului, interese care sunt direcționate la... Doar foarte pe scurt, ați spus din diaspora. De la cine? Diaspora, eu am spus în ghilimele. Sunt probabil anumite influențe care
încearcă să dirigeze cine lucrurile stă în din Partidul Democrat. Cine? Nu o să le spunem în scurt timp. Vlad Plahotniuc? Sunt și anumite presupuneri că ar putea fi și influența dânsul. Mai ales că domnul Andrian Candu astăzi chiar singur a recunoscut că a avut o discuție înainte de a face acest pas cu ex-președintele Partidului Democrat. Deci această ipoteză nu are dreptul la viață. Dar sunt și altele, vreau să vă asigur, că încă multe lucruri vor fi aduse în vizor și vor fi făcute publice. Domnul Grosu, domnul Slusser, să vă includem în discuție și știm că este un subiect fierbinte la care vreau neapărat să comentați și să discutăm, să discutați aprins, să vă implicați. Vreau să vă zic, vreau să vă întreb, cum comentați dumneavoastră, iată, plecarea, descinderile astea, doar se cunoștea din timp. Nu știu, era ceva imprevizibil pentru dumneavoastră? Bine, noi știam ce știați și dumneavoastră și toată lumea despre transformările prin care trece Partidul Democrat. Această scisiune, bine, este un lucru intern a Partidului Democrat, a membrilor fracțiunii. Eu doar două lucruri vreau să punctez. Primul lucru că totuși membrii, simpatizanții, votanții Partidului Democrat, totuși cred eu că rămân a fi oameni cu viziuni pro-europene, pro-occidentale, și că această apropiere la început, mai puțin ascunsă un pic, așa timidă de Dodon, iar în ultimul timp un pic mai deschis, probabil deranjează anumiți alegători. Eu nu mă refer acum la deputați, pentru că e treaba lor internă, cum procedează, ce fac și așa mai departe. Noi, dacă să ne desprindem de acest episod, credem că apropierea sau consolidarea lui Dodon aduce un deserviciu Republicii Moldova, duce la apropierea de vectorul estic și vine în disonanță cu ceea ce promovăm noi, integrarea europeană, apropierea de spațiu european, implementarea acordului de asociere și așa mai departe. Noi, apropo, prin gura lui Dodon, ieri sau altăieri, am auzit o confirmare că guvernul este izolat din punct de vedere internațional. Dar a ajuns președintele Dodon să învinuiască, nu știu, 3-4 ambasadori, a zis, eu nu știu pe cine are în vedere, mai nu i-a numit membrii unor partide din opoziție, care ar fi de vină de faptul că guvernul lui și el a ajuns să fie izolat, să nu poată avea o vizită oficială la București, una la Kiev, măcar în 4 ani de mandat. Asta despre ceva vorbește. În rest, noi le dorim ca ei să se reformeze după cum au promis și să revină pe eșichierul pro-european, așa cum spun și declară. Da, domnul Slusare. Eu nu vreau mult să vorbesc despre situația la colegi. Într-adevăr, sunt treburile interne, dar dacă m-ați întrebat, pot să spun părerea mea personală, că Partidul Democrat are acest sindrom post-Plahotniuc și probabil greșeala cea mai mare a fost că imediat după evenimentele din iunie 2019 partidul cumva public nu s-a păcăit, nici nu știu cum să spun, nu trebuia să spuneți de un gest mare, dar trebuia să fie trasă linia. Da, cea mai mare problemă la orice partid politic, dar și la oameni, recunoașterea propriilor greșeli. De exemplu, noi 5 luni am fost la guvernare scurtă, coaliția cu PSRM, și eu am recunoscut public câteva greșeli care noi am comis. Partidul Democrat, părerea mea, în mod normal, după iunie trebuia să iasă să spună, iată ceea ce s-a întâmplat, Plahotniuc, asta e problema, Plahotniuc, asta e aici, public. Vedeți că domnul Ciubuc, cu tot respectul față de dumnealui, eu e cu așa, cu 3 pauze pronunță numele Plahotniuc, dar au trecut deja 9 sau 10 luni de atunci. Trebuia să spus, oameni buni, iată aici am greșit, dar am făcut și câteva lucruri bune. Suntem partidul pro-european,
Ni debarasim de trecutul Plahotniuc, niciodată nu ne mirim în capcană lui Dodon, deoarece suntem partidul pro-european, mergem pe linia centru-stânga, părerea mea. Acest lucru nu s-a produs. Și iată s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, grupări, variante, adică viața după Plahotniuc a fost mai complicată bine, pentru deci. Și doar sunt o frază. La moment, nu vreau să-i dau dreptate cuiva, că ceea ce cred eu despre Candu sau despre alți personaje, am spus și în raportul pe furtul miliardului. Dar la moment se vede, punctul meu de vedere, există nemulțumirea în rândul alegătorilor, în rândul organizațiilor teritoriale, probabil cu Partidul Democrat, de care unii s-au folosit, alții cumva încearcă să exprime această nemulțumire. O bună parte din alegătorii Partidului Democrat nu vor că partidul să se transforme într-o anexă Partidului Socialiștilor. Dar, din păcate, eu personal constat că această mișcare este tot mai accelerată spre asta. Pe de o parte... Dacă îmi permiteți ca replică, nu, iarăși domnul Alexandru e cumva în altă direcție, nu este corect, noi chiar și în cadrul Congresului am declarat asupra greșelilor care au fost comise. Până la urmă contează clar că ceea ce declari, dar mai mult contează ceea ce întreprins. Și eu cred că acțiunile care au fost realizate în ultimele luni legate de reformarea Partidului Democrat, cred că vorbesc de la sine, ce să ne vorbesc și rezultatele în alegeri locale. Și încă o dată vreau să reiterez că o reformă nu înseamnă doar curățirea de oameni, așa cum cataloghează cineva, mai compromiși sau mai puțin compromiși. Vorbim de, în primul rând, de o strategie care trebuie să fie bazată pe o doctrină, cu idei și cu o direcție clară de orientare politică. Ceea ce am făcut noi în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Național Politic, ceea ce ține de frustrările sau de anexă că noi suntem a partidului sau devenim o filială a Partidului Socialist, iar este un mit inventat tot de colegii sau de dumneavoastră, chiar ca să discrediteze Partidul Democrat. Noi încă o dată spunem, noi nu am intrat în coaliție, noi suntem gata să discutăm, să comunicăm, inclusiv și cu dumneavoastră, cei de pe dreapta, și cu socialiștii, în așa fel ca să avem o claritate vis-a-vis de direcția de dezvoltare a Republicii Moldova în continuare. Faptul că noi susținem la moment sau am susținut acest guvern a fost dictat de anumite lucruri care a pus sau a dat valoare celor inițiative ale Partidului Democrat și au fost transpuse în inițiative concrete. Noi ne-am dat nu pentru guvern, noi ne-am dat votul de încredere pentru inițiativele și pentru proiectele bune care trebuiau să continue. Guvernul Chicu a fost guvernul care nu a distrus proiectele demarate de Partidul Democrat, dar dimpotrivă le-a consolidat și le-a continuat. În comparație cu guvernul Maia Sandu, care practic a oprit toate proiectele bune pentru oameni. Asta trebuie să spunem. Iată aici domnul Grosu, domnul Susta și domnul Cibuc. Avem această declarație privind reconfirmarea vectorului european și promovarea. Ce se va întâmpla cu acest document? Gata? Renunțați la el? Ați muncit împreună cu Partidul Democrat, PPD-ul și PAS-ul. De ce o să renunțăm? Noi continuăm discuțiile. A încercat iarăși câțiva colegi să iasă în evidență așa înainte de timp cu declarații că Partidul Democrat nu vrea să voteze vectorul european, nu susține Uniunea Europeană și așa mai departe, iarăși niște manipulări și speculații. Noi am primit acest document, ne-am propus ca împreună să-l îmbunătățim, am venit cu mai multe idei de îmbunătățire acestui document, a fost remis colegilor, clar că au venit și propuneri din partea platformei DA, unde au fost niște subiecte care noi am zis că în ce măsură ar putea să se regăsească în acest acord, în condițiile în care nu fac obiectul direct sau propriu acestei declarații. Și suntem în discuții, suntem în continuare pe faza acestor comunicări, discuții, în așa fel că să obținem un document într-adevăr relevant, care să producă și efecte, nu doar declarații. Vă vreau să vă amintesc că... Domnul Grosu, eu cer scuze. Domnul, da. Domnul Grosu. Ok. Haideți, noi când am pornit ideea despre necesitatea acestei declarații, am pornit de la trei lucruri foarte clare, da? Trei lucruri care planează asupra Republicii Moldova. Probleme. Deci primul, o evidentă și clară apropiere, asta fi filiera socialiștilor, din spațiul eurasiatic. Deci tendința de a ne integra în tot felul de structuri, o apropiere izbitoare. În timp ce noi avem angajamente clare de integrare în Uniunea Europeană, avem acord. 2. Discuții despre federalizare sau încercarea de a găsi o formulă și toate încercările lui Dodon de a
îl îmblânzi pe Krahnuse, el schidea face promisiuni la Moscova că el o să reușească să vină cu un model de el nu spune federalizare. Plus că noi spunem că federalizarea încă rămâne în documentele programatice ale Partidului Socialist. Și trei, ideea lor, iarăși a socialiștilor, despre neutralitatea recunoscută internațional. Ce înseamnă asta la modul practic? Când tu dai voie unei țări care îți recunoaște, îți garantează neutralitatea, să decide în locul tău politica externă. Știa că noi am zis că, măi, ca minimum aceste trei lucruri, ele trebuie să le găsească în această declarație. Da, dar în varianta preliminară nu erau lucrurile astea, domnule. Păi asta e produsul, asta e produsul lucrului nostru, da, comun. Am zis, domnule, hai să oprim mersul ăsta spre Ieși, spre Putin, că am văzut noi modelul cealaltă unii duce. Hai să punem punct la toate încercările lor camuflate de a ne federaliza, pentru a da un model pentru Donbass, Lugansk și așa mai departe, pentru că asta Rusia vrea să experimenteze la noi. Și trei, să terminăm cu neutralitatea asta recunoscută, pentru că Dodon la New York un cuvânt nu a spus să-și iei cineva armata de aici, dar au insistat și au mulțumit aceste armate. Noi am avut lucruri concrete și vrem în continuare. Da? Colegii, din câte am observat, eu au vrut ceva mai așa, mai soft. Ce ați vrut, domnule Cibuc? Mai soft, mai să nu atingem pe nimeni, așa, ca cumva să voteze mai toată lumea. Da. Așa. Noi trebuie să spunem lucrurilor pe nume, că altfel declarația asta nu trebuie chiar nimănui și pierdem timp. Am ajuns la momentul ăsta, bine, viteza cu care noi lucrăm probabil lui mai eu... Dar colegul să completeze din partea... Din start, când am aflat cu cine se negociază, cu cine se discută despre această inițiativă, am fost foarte sceptic când am văzut pe domnul Diacov. Mare manevrist, mare, un om care face cu orice culbită pentru a târgui cu cineva și să șantajeze pe cineva. Dar ok, am pornit totuși de la ideea că există bună intenție și am spus, colegi, avem nevoie de această declarație, dar nu un document steril. Acolo, dacă o să vedeți în formula propusă de Partidul Democrat, asta preambula declarației de independență. Constatăm, reconfirmăm că nu știu ce. Noi avem acordul de asociere. El este recunoscut, apropo, recunoaște și Partidul Socialiștilor. Să repetăm prevederile generale a acordului de asociere, n-are niciun rost. Sunt câteva lucruri foarte importante care trebuie să fie în această declarație și colegul meu s-a referit. Nu constatăm, dar blocăm orice încercare de aderare la structurile euroaziatice. Că ceea ce face Dodon, statut de observator, nu știu ce. Și câteva lucruri de conținut european, nu doar de formă. Reforma justiției, lupta cu corupție, confiscarea extinsă averii, statut unitar, neadmiterea federalizării, de ce nu și lege Magnitsky și facem câteva puncte, adică să fie această declarație umplută de sens, să aibă conținut pro-european. N-am pus piciorul în prag, am dat doar aceste propuneri. Ok, dacă, de exemplu, legea Magnitsky, nu știu de ce, socialiștilor nu plăcea legea Magnitsky, văd că și democraților nu le place legea Magnitsky. Dacă asta nu mai este problema, de celelalte puncte e ok, facem. Dar haideți să avem această declarație ca un document cu conținut, cu document plin de valorile europene și cu punctele concrete, dar nu o hârtie sterilă de care noi am văzut în istoria Republicii Moldova, cu duiumul. Da, domnul Cibuc. Domnul Alexandru, stimați colegi, haideți să nu se interpreteze că noi cumva blocăm sau nu ne dorim semnarea unei astfel de declarații, mai ales în parte ce ține de reconfirmarea vectorului nostru european, care a fost consfințit și în foarte multe documente. Domnul Alexandru face referință la acordul de asociere, care spune clar că strategia noastră sau obiectivul este de integrare în Uniunea Europeană. Ori acest deziderat automat presupune că noi nu mai putem face parte din alte blocuri economici, cum este Uniunea Euroasiatică. Nu este așa. Respectiv, eu nu văd necesitate. Noi asta au fost un punct de vedere care poate fi oricum regândit sau discutat în continuare. Avem anumite obiecții, haideți să le discutăm. Tot așa nu văd necesitate, spre exemplu, legea Magnitsky.
sau alte prevederi legate de federalizare, care nimeni nu spune că noi acum încercăm sau prin declarația asta o să fim mai stataliști sau mai o să promovăm mai mult suveranitatea și independența și integritatea Republicii Moldova. Aceste lucruri rezultă din Constituția Republicii Moldova, inclusiv statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Acestea sunt deziderate, consfințite în Constituția. Impresia noastră este că totuși prin această declarație, cumva iar să încearcă să ne pui cap în cap sau la perete și să ne încerce. O să susțină ăștia sau nu susțină, o să vedem, au comunicare mai bună sau nu au. Exact așa ați încercat cu declarația legată de condamnarea sau de declararea dosarelor politice. Cu noi încercați să faceți o declarație de genul dat, după asta mergeți la socialiști și faceți o declarație deci, deja cu dosare politice și iar puneți puncte legate de implicarea Partidului Democrat. Despre dosarele politice da. Care o pregătesc separat cu Partidul Socialiștilor. Că tentațiile este sau tentativele este de a ne pune cap în cap și ne-a diviza. Asta e tot obiectivul la toată declarația asta. Haideți să ne unim eforturile, să facem o lege bună pentru cetățenii, să o votăm așa cum au fost votate foarte multe inițiative în ultima perioadă, să simtă cetățenii. Dacă semnăm noi azi o declarație, ați mai semnat declarații de stat capturat și nu știu care, cu ce s-o soldat? Domnilor deputați, pe celălalt fir este deputatul Partidului Socialiștilor, Grigore Novac. Haideți să vedem și opinia dumnealui referitor la evenimentele care s-au întâmplat în ultimele zile. Domnul Novac, bună seara, bine ați venit. Sunteți în emisie bună direct. Bună seara și bine v-am găsit. Dar vă rog mult, stimați deputați, să vă puneți căștile, dacă se aude, este foarte bine. Vreau, domnul Novac, să vă întreb, astăzi 6 deputați au plecat din Partidul Democrat. Este un eveniment care e foarte discutat și în presă și peste tot. Astăzi, când au plecat din partid, cel puțin deputatul Andrean Candu a declarat că cei din PDM și cei din PSRM, cumva, de fapt motivul care a stat la baza plecării, cum că cei din PD și cei din PSRM se pregătesc pentru o eventuală coaliție și cumva au plecat pentru că sunt intimidați. Domnul Novac. Dacă se dăm crezare domnului Candu, atunci în genere pe fața pământului nu s-ar întâmpla nimic fără domnul Candu și fără nănașului. Dar la modul serios, ceea ce eu nu prea agreez astfel de mișcări tectonice într-un partid sau altul, indiferent care este el, care o fi, că e de dreapta, că e de stânga, până la urmă cetățenii Republicii Moldova nu au acordat votul de încredere domnului Candu sau cine mai plecat acolo, domnul Cibotari, dar au acordat votul de încredere unui partid. Doi, eu nu vreau prea mult să comentez acest subiect. De ce? Deoarece este până la urmă sunt treburile interne ale unui partid. Că cu astfel de situații ne-am confruntat și noi, socialiștii, când de la noi a plecat o doamnă deputat. Astfel de situații au avut și cei din blocul acum, când au mai plecat cine acolo, Țic, Cureniță și alții. Au fost și prin Partidul Democrat anterior care a plecat domnul, am uitat cum îi zice, care a avut un dosar penal ulterior, de la Filat au plecat, de la comuniști, deci de la liberali, astfel de evenimente au mai avut loc și asta nu este o excepție. Deci, mă rog, îi privește. Dacă domnilor au considerat oportun că să-și ia rămas bun de la partid, nu știu, deciziile aparține. Dar iată întâlnirea de luni, de luni seara de la Parlament, cumva a încins mai mult spiritele în cadrul formațiunii, dar și celor din opoziție, menționând sau bine, cumva spunând că totuși se creinează o eventuală coaliție. Eu am fost prezent la această întâlnire. Nu s-a discutat în general. Nu s-a pus în discuție formarea unei coaliții ca atare. A fost discutată agenda guvernului, a fost discutat așa subiecte cum ar fi unele declarații ale miniștrilor, deci colegii din Partidul Democrat au venit cu, nu aș zice critici, cu careva sugestii ca miniștrii să nu cumva să facă unele declarații, nu știu, în opinia lor mai puțin reușite, astfel încât să nu fie prea multă vâlvă în societate.
Dar opoziția, evident, că ei or să, chiar și cei care nu au fost prezenți acolo, de ce s-au aprins așa tare? Eu înțeleg undeva pe domnul Candu și ceilalți, pe domnul Sârbu, care au venit cu critici, de ce? Că ei simt cumva marginalizați de către proprii colegi. De ce marginalizați? Mă rog, iarăși nu s-au regăsit printre conducerea de vârf a Partidului Democrat. Dar până la urmă, Partidul Democrat este un partid care singur decide pe cine împuternicește cu anumite funcții de vicepreședinți. Și faptul că ei nu s-au regăsit în aceste funcții, deja i-a făcut cumva să fie geloși pe proprii colegi. Și o să vedeți că în următoarea perioadă, eu nu exclud că o să arunce mai mult noroi cu cei care până nu de mult stăteau la o masă. Dar iarăși asta ține de educația politică a fiecărui în parte și ține de maturitatea politică. Ce ține de colegii din opoziție, băi, ăștia ori critici. Noi avem doi specialiști cei mai mari în bloc acum. Unul e Popușoi și al doilea e domnul Slusă. Eu îi respect pe ambii, dar ei specialiști începând la matematică superioară și terminând cu veterinarie, în toate pricep. Și evident că eu am impresia că dorm în sala de conferința Parlamentului. Eu nu știu când lucrează ei, că zilnic pierd timpul pe conferințe de presă, câte două, trei pe zi. Și mă rog, opoziția trebuie să fie critice. Eu nu zic că nu trebuie să critice. Mă rog, e libertate de exprimare. Dar să fie o critică constructivă. Dar atunci când sunt critică afară plouată, e critică, afară bate vântul, critică, asta deja este oameni opoziție. Pensiile scad, critică. De ce? Eu să nu le aduc aminte așa numitor marilor critici din blocul acum, inclusiv lui domnul Slusăr, că noi și cu ei ne întâlneam încă în vara acestui an și nu eram o mare problemă când ne întâlneam și seara, și ziua, și dimineața, și mai după masă, și seara târziu ne întâlneam. Și atunci ei nu vedeau o problemă că se întâlnesc cu noi la Parlament. Dar dacă ne-am întâlnit noi la Parlament cu o altă formațiune politică, ei deja văd o problemă. Deci asta este, dacă doriți, un fel de fariseism politic și un fel de standarde duble aplicate vis-a-vis de unele și aceleași persoane. Da, domnul Novac, eu vă mulțumesc mult. Mai aveam întrebări care le vom... Era foarte bine dacă erați în studio aici să reacționați la anumite întrebări, dar eu vă mulțumesc foarte mult că ați găsit timp și ați intervenit și telefonic. O seară bună vă doresc. Vă mulțumesc mult. Făcut pentru reacții. O seară plăcută radioascultătorilor și domnului Slusăr să fie sănătos și sănătoșat. Da, eu vă mulțumesc mult, domnul Novac. Stimați radioascultători, este ora 18:43. Prin telefon am discutat cu deputatul Partidului Socialiștilor Grigore Novac. Aici, în studio, la loc de dialog, discutăm cu deputatul PAS Igor Grosu, deputatul PPDA Alexandru Slusăr și deputatul PDM Nicolae Ciubuc. Domnul Ciubuc, domnilor deputați, foarte pe scurt, pentru că avem încă foarte puțin, dar vreau multe subiecte să le discutăm, vom discuta ce reușim. Domnul Ciubuc, v-ați întâlnit luni seara la Parlament, da, cu cei din PSRM. Astăzi, Andrean Candu v-am spunea că există o eventuală, deci se pregătește o eventuală coaliție de guvernare. Ce se întâmplă? Eu cred că deja subiectul este epuizat. Noi de luni până astăzi tot discutăm despre acest lucru. Este un subiect care totuși rămâne... Noi am făcut și comunicate. Adică dacă ați observat și pe site-ul Parlamentului, a apărut comunicatul vis-a-vis de cea întrunire care a avut loc, nici pe departe secretă. A fost o întâlnire de lucru. A fost... Bine, întrebarea... Scopul acestei a fost de a discuta agenda guvernamentală și parlamentară pentru următoarea perioadă. Noi, pe de o parte, care suntem cei care am votat acest guvern, prezintă interes ce va face mai departe guvernul, care sunt planurile, care sunt inițiative legislative. Ne interesează la nivel local cum merg implementarea diferitor proiecte. Am vrut să vedem... Să înțeleg că sunteți așa mai mult într-o coaliție neformală. Nu vorbim absolut din nicio coaliție. Faptul că noi încă o dată spunem că am votat acest guvern, asta nu înseamnă că noi suntem formal sau informal într-o coaliție. Noi nu suntem la guvernare și am spus asta de nenumărate ori. Am impresia că se încearcă tot cumva, poate cumva să facem un titlu de știri, că Ciubuc sau cineva de la Democrați o recunoscut. Încă o dată vă spun, când o să fim cu toții gata de discuții, noi și amul ne-am exprimat și față de cei din blocul acum, că suntem gata să inițiem discuțiile vis-a-vis de o eventuală
coaliție de guvernare. Am deci cu cei din blocul acum sunteți și cu cei din blocul acum și am discutat și cu cei de pe stânga. Haideți să ne așezăm, să discutăm, să vedem care sunt viziunile, care sunt prioritățile fiecăruia și dacă putem găsi numitorul comun, să-l punem pe masă și să discutăm. Noi la ziua de astăzi nu suntem în guvernare. Cât va dura acest proces de susținere a actualului guvern, urmează să vedem în dependență de reușitele sau rezultatele care urmează să le dea. Vreau să amintesc că săptămâna viitoare guvernul este așteptat în Parlament cu raportul la 100 de zile, unde cu toții vom avea această oportunitate de a evalua activitatea guvernului, de a vedea care sunt reușitele în primele 100 de zile. Desigur, avem și noi anumite rezerve vis-a-vis de anumite ministere, cum activează, cum funcționează. Deci, exact o să avem această posibilitate într-o săptămână ca să ne expunem și eventual să decidem ce facem mai departe. Domnul Grosu, domnul Suser, ce face blocul acum? Este gata să discute, nu știu, să se așeze la masa de discuție cu cei din Partidul Democrat și deja aici apare o altă întrebare. Cu care cei din Partidul Democrat? Cei șase care au plecat sau cu cei care... Ei, acum ei trebuie să aprecieze ce fac, cât și unii sunt și asta e treaba treburile lor interne. Noi... am înțeles, blocul, colegii noștri noi, că vin la adieră la vine, blocul acum. Nu mai vine nimeni, mă, nicăieri. Lămuriți-o voi pe interior. Pe noi... Nu, pe cei care... Da, noi am vrea să avem o abordare, cum să zic eu, nu să discutăm alianțe acum, dar să avem o abordare foarte pragmatică. Și, apropo că revenim la declarație, era un, dacă doriți așa, un mic pas, un test. Da? Și teste de astea trebuie să fie mai multe. Spre exemplu, mâine pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului o să fie un proiect de lege care o să vizeze micșorarea indexării pensiilor. Da, da? Vom... Deci noi o să avem lucrul ăsta. O să avem ocazie și vom discuta. Foarte important. Foarte important, care bate la buzunar sute de mii de pensionari. Da? Hai că ne spune câteodată că vorbiți despre chestii foarte mari, declarații, eurointegrare și așa mai departe. Dar noi vorbim și despre lucruri pragmatice. Iată lucrul ăsta foarte Comisia clar. Azi, apropo, domnul Ciobucu, vă tată ce da, sau despre pensia de urmaș, pentru ce, în cazul în care un membru al familiei decedează. Deci la sfârșitul anului trecut s-a votat un lucru și acum noi ne trezim că guvernul vine la noi și ne roagă să oferim susținerea pentru micșorarea acestui suport. Deși el și așa e modest de tot, această indexare. Adică sunt lucruri foarte clare, foarte palpabile. Pași concreți, vorba tot a dumnealor, fapte nu vorbi. Da? Noi vrem să vedem, fapte, nu declarații. Cochetarea asta cu PSRM-ul e decizia voastră. Dar ea, noi cel puțin... Noi cochetăm, voi ați fost în mariaj. Noi am fost foarte corect și sincer, întrebare. Să oferim și posibilitatea. Voi ați fost împreună. Și trebuie să scăpăm... Să oferim și posibilitatea. Voi ați fi fost și astăzi împreună, dacă Maia Sandu nu vedea cu asumarea răspunderii. Eu am ascultat azi pe Nicolae, cred că noi ne cunoaștem mult timp și au respect, este specialist bun în agricultură. L-am ascultat pe Novac. Și atât am înțeles totuși că noi suntem totuși sub aspectul politic, de grupe diferite sangvine. Iată cât de mult ambii au vorbit despre forme. Domnul Novac a spus că, dar voi, dar noi ne-am întâlnit și noi și cu voi ne-am întâlnit. Fraților, dar noi, e mai puțin frați cu domnul Novac, dar noi deschis am făcut politică. Noi suntem în coaliție. Noi am semnat acordul și ne-am întâlnit în cadrul coaliției. Nu așa că suntem la guvernare, nu suntem la coaliție. Același reproș și către domnul Ciubuc. Da, voi îmbuați cu declarația asta cu dosare politice, dar totodată cereți de la noi reconfirmarea vectorului european. Noi nu schimbăm valorile și viziunile în funcție de conjunctura politică, fie și în Parlament. Noi, dar ce n-ați venit cu declarația asta cu dosarele politice la noi primii? Nu te-am întrebat niciodată. Voi ați fost la PCE, au fost reprezentanții tuturor fracțiunilor. Au fost Candu, au fost Bătrâncea, au fost domnul Vovc, au fost Popșoi de la PAS. În afară de Candu, toți au semnat această declarație împotriva dosarelor politice. Dosarele politice au fost pornite de Plahotniuc, pe care voi dați vina, amucă, vă rupi toate acestea. Nu vizează pe deputația PD. N-are nimic Nicolae Ciubuc cu dosarele politice. Care problemă să... Nu, voi ne reproșați. Același lucru și cu vectorul european.
Dacă voi sunteți pentru vectorul european, hai să nu puneți condițiile, că votăm vectorul pro-european, indiferent de situația asta cu dosare politice. Dumneavoastră, timpul încercat și dumneavoastră, nu dumneavoastră personal, dar și Partidul Democrat, mai ales domnul Diacov, și Partidul Socialiștilor, este firesc cumva pentru voi să târguiți, să faceți nu știu ce variante. Dar nu e vorba de târg, domnul Alexandru, e vorba de trișare din partea dumneavoastră. Nu e nicio trișare. Cum e trișare? V-am adus exemplu concret. Vă spuneam de întâlnirile care le-ați avut cu PSRM. Nu, și noi am fost în coaliție cu PSRM. Pe corect. Și ați fi fost, ați fi fost și până în prezent, dacă nu vine Maia Sandu cu asumarea responsabilității. Guvern sau coaliție care ați făcut-o pe cât? Pe o lună, dacă nu greșesc, că repede schimbăm regimul și după asta ne ducem la legea anticipată. Ați stat la guvernare, v-a plăcut cum se guvernează, hai să mai facem un acord. Nu corect am cedat această guvernare și trebuia să fie altfel. Mă bucur că recunoaște, că asta vreau să văd ce recunoaște. Voi nu puteți, voi niciodată nu recunoaștem. Ce să recunoaștem? Dar noi nu suntem în coaliție. Ce să recunosc? În coaliție, dacă nu suntem în coaliție, este vreo om a Partidului Democrat acum în guvern? Întrebarea mea este următoarea. PAS, PPDA, sunt gata să fuzioneze cei 6 deputați, de exemplu, care au plecat din PDM? Dar nu se pune problema, cu ce ocazie? Dacă, cu ce ocazie? Nu, să votați împreună, care... că dosarele politice Candu poate mă asemna. Zic, pentru că astăzi deputatul democrat Andrean Candu spunea că este gata să susțină moțiune de cenzură, moțiune simplă și plus la toate proiectele care vor fi înaintate de cei din blocul acum. Nu și dacă eu, cumva, o să voteze pentru inițiativele noastre, eu trebuie să o bat pe Candu sau ce eu trebuie să fac? Noi iată votăm deseori cu domnul Ciubuc împreună. Ei sunt gata cumva să vă susțină. E decizia dânșilor. Fac coaliție, o nouă coaliție. În birou permanent a Parlamentului au, cum spunem noi în popor, au prăvălit. Da, moțiunea, moțiunea împotriva lui ministrului. Și au votat pentru asta domnul Diacov, au votat Monica Băbuc și nu au votat domnul Sârbu și nu au votat Ulanov de la Șor. Și eu și trebuie. Eu știu și cine Șor. Eu știu și cine Candu. Dacă ei votează inițiativele noastre, asta e viața. Domnule deputat, neapărat vreau să aflu și opinia unui analist politic la tot ce s-a întâmplat astăzi. Vă rog foarte mult, în legătură directă l-avem pe analistul politic Anatol Țăranu. Domnul Țăranu, bună seara, sunteți în emisiune directă. Ne auziți? Bună seara. Domnul Țăranu, mai avem puțin până la sfârșitul emisiunii, dar vrem să aflăm și opinia unui analist politic la tot ce s-a întâmplat astăzi, cu referitor la plecarea celor 6 deputați din PDM. Ce ar putea să se întâmple mai departe? Nu știu și cât de previzibil a fost această ruptură pentru, sau această plecare pentru dumneavoastră. Cum credeți? Prima constatare care trebuie să fie făcută, deci monolitul Partidului Democrat a crăpat. Partidul Democrat s-a scindat și în aceste condiții trebuie să constatăm crearea unei situații noi. Mai departe, trebuie să înțelegem și faptul că din Partidul Democrat s-a desprins un grup, unii din reprezentanții cărora au sau în opinia publică au afilieri cu fostul oligarh Plahotniuc. Din acest punct de vedere am putea să constatăm că dacă e să mergem pe aprecierile care au fost date de către blocul acum, s-a produs o anumită curățire, spălare a Partidului Democrat din interior. S-a desprins grupul care ținea de domnul Plahotniuc. Mă auziți? Da, vă auzim, domnul Țăranu, vorbiți. Vă auzim, domnul Țăranu. Alo. Da, da. Alo. Da, vă auzim, vă auzim. Pot să vorbesc, da? Desigur. Da. Deci, s-a creat o situație paradoxală. Partidul Democrat, ceea ce a rămas în Partidul Democrat, parcă s-a curățit. Și asta ar însemna că ar putea să existe o anumită relațiune între ei și blocul acum. Însă această parte a Partidului Democrat mai degrabă este tentat să facă o relație mai apropiată cu Partidul Socialiștilor. Pe când acei care sunt concepuți ca oamenii lui Plahotniuc, acum se situează pe o poziție clară pro-europeană și ar putea să presupunem că ei sunt sau tentează să se apropie mai mult de blocul acum. E situație paradoxală. Dar eu cred că în zilele apropiate sau într-o perioadă anumită de timp lucrurile se vor mai clarifica. Un singur lucru de care trebuie să ținem minte în primul rând toți politicienii. Este un an electoral. Și toate multe
se fac la nivelul partidelor politice și la nivelul guvernării ține inclusiv de șansele pentru candidații la viitoarele prezidențiale. Păstrarea guvernului Chicu înseamnă favorizarea masivă a domnului Dodon în prezidențialele din acest an. Și invers, apariția unui nou partid, un partid de orientare pro-europeană, care va organiza alegerile prezidențiale în caz dacă va apărea o asemenea combinație politică, ar însemna facilitarea condițiilor în prezidențiale pentru un candidat pro-european. De aici, forțele care se declară pro-europene, forțele care sunt axate pe ideea vectorului european, trebuie să lase la o parte toate contradicțiile, toate supărările care au existat până acum și să se gândească la dezideratul principal a acestui an, și anume la prezidențiale, fiindcă de aia, de fapt, depinde cum se va mișca mai departe carul politic al Republicii Moldova în perioada imediat următoare după prezidențiale și care, de fapt, va fi perspectiva Republicii Moldova în perioada de după prezidențiale. Iar ce s-a întâmplat astăzi în Partidul Democrat creează o situație nouă. Dacă Partidul Democrat va continua să insiste pe o... Dacă, bun, nu coaliție, nu le place acest cuvânt, dar pe o lucrare foarte strânsă politică cu Partidul Socialiștilor, ei trebuie să înțeleagă că această conlucrare îl favorizează personal pe Dodon. Întâlnirea care a avut loc luni, desigur că ea putea să aibă loc, e o chestie care deputații singuri au decis. Nu e clar de ce Partidul Democrat, deputații Partidului Democrat au acceptat că la această întâlnire să fie nu deputați, nu doar deputații socialiști cu care era firesc să discute, dar au acceptat că la această întâlnire să fie Dodon și să fie primul ministru Chicu. Iată, aici apar probleme. Da, domnul Țăranu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Stimați radioascultători, în emisie directă a fost analistul politic Anatol Țăranu. Foarte puțin avem, practic două minute avem la dispoziție. Pe scurt, vreau să vă întreb. Domnul Țăranu spunea că plecarea celor șase ar fi o curățire a PD-ului și cumva o aliere, bine, o apropiere de blocul acum. Pentru că și aici, în studio, doamna Sandu spunea că ar fi gata să meargă la discuție cu cei din PD dacă ar fi o curățire în cadrul Partidului Democrat. Vreau să întreb, ce face blocul acum? Este gata să... Noi vrem să vedem cu ce o să termine această reformă, să spuneți dumneavoastră, curățire. Paradoxul situației este că chiar dacă ea are loc așa cum o vedem noi, colegii de la PSRM, de la Partidul Democrat au preferat să aibă într-un format așa de pompos și oficial întâlnirea cu socialiștii și însuși cu Igor Dodon. Pe de-o parte, în sfârșit că au avut curajul să întâlnească oficial și să nu aflăm din presă că se întâmplă lucrul ăsta, dar decizia le aparține lor. Sunt ei un partid pro-european sau au decis să facă alianță cu socialiștii și să-l întărească pe Dodon? Domnul Slusar, în două cuvinte, sunteți gata să... Eu deocamdată nu văd procesul de reformatare și nu văd linia pro-europeană, văd mai multă apropierea nici nu către socialiști, dar către Igor Dodon, și dacă se duce Candu și rămân vicepreședință Andronache și Nichifarciuc, care sub aspectul criminal pentru mine sunt numai puțin toxici decât Candu, asta înseamnă că este poziția Partidului Democrat. Domnul Ciobuc, în câteva cuvinte, mergeți într-o alianță cu Acumul sau vă gândiți cu PSRM-ul? Noi o să mergem în alianță, ci cei care sunt gata să facă alianță cu Partidul Democrat. Dacă cei din blocul Acum declară, dar văd că doar nu mă știți cum, ne prind pe coridoare, pe undeva și se întâmplă și faceți, nu vreți. N-am văzut o poziție clară din partea liderilor acestor două formațiuni care formează blocul Acum, o intenție clară, despicată, declarativă, în care să ne cheme la discuții, să discutăm vis-a-vis de o potențială alianță. Rămânem în continuare deschiși pentru comunicare și cu dreapta și cu stânga,
pentru a depăși acest blocaj, fiindcă un guvern minoritar, înțelegem foarte bine că nu este atât de productiv atunci când avem o majoritate parlamentară. Domnilor deputați, din păcate ne oprim aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Mai aveam și alte subiecte să discutăm, dar cu altă ocazie neapărat. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ați ascultat emisiunea Loc de Dialog. De la microfon a fost Cristina Popescu, la regie Galina Madan. Invitații din această seară au fost deputații Partidului Acțiune și Solidaritate Igor Grosu, deputat 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 Solidaritate Igor Grosu, deputatul PPDA Alexandru Slusar și deputatul PDM Nicolae Ciubuc. O seară liniștită să aveți, toate bune!